Avem cu adevărat un Dumnezeu mare. Biblia spune despre El că este un foc mistuitor și niște flăcări veșnice. Și întrebarea este cine se poate apropia de El. Și totuși copiii Lui, care au devenit copiii Lui, se pot apropia. Dumnezeu ne dă această libertate. Dar nu fără Domnul Iisus, doar prin jertfa Lui. Scopul pentru care Domnul a venit în lumea noastră este acesta, să ne apropie de Domnul Iisus, printre altele. Noi fără Domnul nu avem acces. Rugăciunile noastre sunt primite datorită Domnului. Viața noastră, trăirea noastră. Și de aceea Biblia ne provoacă mereu să ne uităm în Cartea Sfântă, să ne încredem în Domnul, în promisiunile Lui, în făgăduințele Lui. Mă gândeam printre altele ce chemare înaltă avem în lumea aceasta. Aici suntem călători, stări de neputință și imperfecțiune pe care le avem. Dar totuși în stările acestea Dumnezeu dorește de la noi să atingem acest standard înalt, această chemare înaltă. Și printre altele ne spune textul nostru, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Spunea fratele Beni, mărturie interioară și mărturie exterioară. Și una și alta au valorile ei. Dar dincolo de noi, Domnul a fost întâi. El nu ne pretinde ceea ce nu a fost El și nu a împlinit El, nu a trăit El. El a trăit la o cotă maximă. De 2000 de ani, El are același gust. Cine gustă din El? Sarea pământului, sarea adevărată. El a coborât în lumea noastră să dea lumii gust. Un gust. Fără Dumnezeu viața nu are gust, să știți. N-are sens. Cel ce dă sens vieții este doar Domnul. El, pe de o parte, ne ajută să înțelegem cum să trăim și pentru ce trăim, iar pe o altă ordine de idei, nădejdea, speranța viitorului. Nu-i totul aici. Aici o viață scurtă în care, sigur, noi suntem chemați să trăim, să împlinim, să-L reprezentăm cu demnitate, se spunea. Și cu ce să reprezentăm? Sare și lumină în textul nostru, nu numai. Dar aici, în textul nostru, despre asta vorbește. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Ce chemare frumoasă pentru noi! Biblia spune, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu, ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El din nou, vom fi ca El. Deocamdată suntem așa cum a fost El în lumea aceasta. Cum a fost El, ne spune Biblia, așa suntem și noi. În Ioan, în capitolul 17, foarte frumos, în rugăciunea Domnului, cum o trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Tatăl m-a trimis să-L reprezint pe El cu demnitate în lumea aceasta și Domnul Iisus L-a reprezentat. Cine m-a văzut pe mine, Filipe, L-a văzut pe Tatăl. Și chemarea noastră la rândul nostru, asta este, aceasta este. Să-L reprezentăm pe Domnul Iisus. Ne-a chemat în lumea aceasta să-L reprezentăm pe El. Cum a trăit El, să trăim și noi. Cum a vorbit El, să vorbim și noi. Cum a acționat El în momente limită, să acționăm și noi. Și atunci, dacă așa vom face, va fi bine de noi. Voi sunteți lumină, sarea, mărturia interioară. Dar de 2000 de ani are același gust, Domnul. Milioane și milioane care au iubit pe parcursul timpului cuvântul, studiind, adâncindu-se în cuvânt, încercând să sesizeze, să descifreze viața Domnului Iisus. Dar apoi și lumină, El este o lumină, are aceeași putere și eficiență, ca și atunci când a coborât în lumea noastră, dragii mei. Biblia spune, zice, la El este izvorul vieții și prin lumina ta vedem lumina. Fără Domnul Iisus nu vedem lumina, distorsionăm cuvântul. Cine vrea o înțelegere clară a Bibliei, ăla trebuie să-L caute pe Domnul, să vină să ceară îndurare și clemență de la Domnul, lumină. Dacă nu îl distorsionezi, nu-l înțelegi. Cuvântul lui Dumnezeu e nemaipomenit. Asta departe de cuvânt, e o tragedie. E o tragedie. De-aia Biblia spune, ferice de cine citește, de cel ce ascultă și de cel ce împlinește cuvintele acestei cărți, acestei prorocii, căci vremea este aproape, până îl fericește Dumnezeu. Despre Biblie, spune Biblia, spune cuvântul, spun oamenii lui Dumnezeu, spune Pavel de bună oară, că ea este oglinda sufletului nostru. În ea ne oglindim, în ea ne vedem fizionomia, descifrăm carențele care le avem.
În Neemia, capitolul 13, versetul 3, când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Lucrurile străine din viața noastră, știți când le deosebim și le deșifrăm? Când ne uităm în cuvânt, în lege. Citim cuvântul și le deșifrăm care sunt. Toată viața Domnul ne formează, să știți. Aici, în viața aceasta, noi trebuie să abandonăm, trebuie să alungăm tot ce nu este după voia lui Dumnezeu, nu dincolo. Când ne trece Domnul dincolo, trebuie să fim așa cum El dorește. Și până atunci El ne trece prin tot felul de probe. Ca să ne curățească, să ne sfințească, să ne pună într-o stare după voia Lui. Doresc, Doamne, binecuvântă biserica aceasta. Amin. Și ajută-ne la toți, Doamne, să împlinim cuvântul Tău, să-L trăim. Amin. Să fim ceea ce dorești Tu. Ce frumos! Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Printre altele spune Biblia foarte frumos în Coloseni, în capitolul 4. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă, cu sare, ca să știți cum să răspundeți fiecăruia. Foarte important. Prin vorbirea noastră, noi trebuie să reprezentăm pe Domnul, cuvântul Lui întotdeauna. Asta înseamnă că trebuie să am cuvântul întotdeauna pe buze. Să nu fie cuvântul meu, ci să fie cuvântul Lui. De aia spune Biblia, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul Tău. Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Numai atunci nu păcătuiești. Când ești plin de cuvânt, știți cum este inima omului? Trebuie să fie ca un burete. Bagi buretele în apă, într-un vas cu apă și îl scoți și îl storci și el va da apă. Oricât l-ai storce, încă va mai picura apă, pentru că a fost îmbibat cu apă. Inima omului trebuie să fie îmbibată de cuvânt. În orice împrejurare, am fi provocați, nu există, am fost provocați și am greșit. Noi trebuie întotdeauna să fim îmbibați cu acest cuvânt. Orice provocare, întotdeauna trebuie să fie cuvântul, să primeze, să-L avem cuvântul Lui pe buzele noastre. Dumnezeule, umple-ne de cuvântul Tău. Asta înseamnă că trebuie să-L citesc, cuvântul Lui Dumnezeu. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Dar apoi spune lui Iosua, cartea aceasta lege să nu se depărteze de tine, de gura ta, cugeta asupra ei, zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, că atunci vei lucra cu înțelepciune și atunci vei izbândi în toate lucrările tale. Altfel greșim, regrete, prejudicii în cele spirituale și în loc să-L reprezentăm pe Domnul cu demnitate, greșim. Și atunci Domnul ne trece prin probe, tot felul de altercații, tot felul de stări, prin care El vrea să ne curățească, să ne trezească la o viață sfântă și curată. Ce frumos! Sarea are putere de a dea gust, se spune aici. Știți ce spune Biblia? Că pământul acesta e păstrat pentru ziua aceea de foc. Lumea aceasta, să știți, finalul ei, așa ne spune cuvântul, nu ne îndoim de ce spune Dumnezeu. Tragedie va fi. Știți ce o mai păstrează? Biserica. Biserica este sare. Și noi atâta timp cât îl reprezentăm pe Domnul, Domnul are putere de protecție și de ocrotire. Cât timp va fi biserica aici, să știți, Domnul păstrează. Are putere de a da gust, are putere de conservare, are putere de păstrare, are putere de purificare. Sarea are un rol extraordinar. Are o putere nemaipomenită. Dar în momentul în care și-a pierdut gustul, nu mai e bună la nimic decât să fie călcată în picioare. Biserica Lui a rămas până astăzi, știți de ce? Pentru că ea are această și această proprietate de a avea sare, de a fi sare. Și rugăm, Doamne, binecuvântă biserica din Șandra. Amin. Ajută-ne toți, Doamne, să fim sare. Și în familiile noastre, familiile sunt binecuvântate, să știți. Când o persoană, mai ales capul familiei, este sare, când cei doi, soțul și soția, nu mai vorbim și de copii care vor urma, vor fi binecuvântați de Domnul. Și binecuvântarea aceasta va fi simțită, trăită, efectiv. Ce frumos! Chemarea noastră este mare, mărturia interioară, sare. După ce stai de vorbă cu un om care l-are pe Domnul Iisus, parcă te-ai bucurat și dorești să mai stai în prezența Lui. Nu vi s-a întâmplat așa ceva? Dar un astfel de om n-are povești. El întotdeauna iese la cuvânt. El vine la cuvânt. Are cuvântul Lui Dumnezeu pe buze. Cuvântul Lui Hristos să locuiască din belșug în voi.
din belșug în voi, să fim plini, să mustească inima, nu inima din stânga, știți ce spune Biblia? Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului este la stânga lui. Adormisem, dar inima înveghea. Inima din dreapta, când vine Domnul în viața unui om, el scoate afară tot ce este rău. Tot ce este rău și ce iese în inima omului, noi știm. Din inima din dreapta, inima spirituală, care e plină de mizerie până vine Domnul. El scoate afară totul și după ce o scos, nu o lasă goală, măturată numai și împodobită. El vrea să se instaleze el ca domn și stăpân. El vrea să pune cuvântul lui în inima noastră. Strâng cuvântul în inima mea. Dorința după Dumnezeu, dorința de a-L reprezenta pe El, de a fi așa cum a fost El. Doresc, Doamne, binecuvântă biserica. Amin. Și ajută-ne, o Doamne, să fim sare. Creștinul are această chemare înaltă, aici în Șandra, sarea pământului, pentru vecini, pentru colegii de la școală, de la servici, cu cei care am tangență în fiecare zi, prin vorbire, dragii mei. Trebuie să-L reprezint pe Domnul. Cum a fost El în lumea aceasta, așa suntem și noi, spune Biblia. Asta e chemarea noastră. Și apoi un al doilea lucru, creștinul este chemat să fie lumină. Voi sunteți lumina lumii, ce frumos! Mărturia exterioară, o lumină se vede de la distanță cât de mică este. Domnul Iisus, lumina adevărată, a coborât în lumea noastră și de 2000 de ani are aceeași putere și eficiență. Strălucește la fel. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Oamenii n-aprind o lumină ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa spune, să lumineze și lumina voastră. Înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Cum strălucește lumina? Prin ce? Prin fapte. Prin fapte se vede, prin modul în care ne exteriorizăm, prin modul în care vorbim, prin modul în care noi acționăm față de cei care ne înconjoară. Trebuie să vadă această lumină. Vis-a-vis de lumină, auziți numai ce spune Biblia aici în Petru. Înainte însă așa să amintesc ceva în tineriștiu, la școală. Am învățat că spectrul luminii, lumina albă, e formată din 7 culori. Toate cele 7 culori formează lumina albă, perfectă. Dacă una din aceste culori, nuanțe, lipsesc, lumina nu mai este albă. Ori Domnul vrea să avem o lumină curată, o lumină albă. Amin. Ca cei din jurul nostru să nu fie duși în eroare. Dragii mei, chemarea unui credincios este o chemare înaltă. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Chemarea credinciosului este să îl ducă pe cel de lângă el, care nu-l cunoaște pe Domnul, la Domnul. În viața noastră să se vadă prezența lui. Prin vorbire, prin acțiuni, prin trăire, prin tot ce facem. Care sunt culorile care formează în fizică culoarea albă? Roșu, albastru, oranj, orange, violet, maro, indigo, verde. Ăsta e spectrul luminii, formează culoarea albă. Dar să știți că spiritual este tot la fel. Auziți numai ce spune Biblia în Petru. 2 Petru, capitolul 1. Spune așa, printre altele, de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința. Credința este postamentul pe care se clădește. Fără credință, cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este Dumnezeu și că răsplătește pe cei ce-L caută. Credința e un lucru mare. Ea vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Îl primesc pe Domnul Iisus și cuvântul Lui în viața mea și mă prelucrează, mă formează, mă impulsionează. Mă revoluționează să trăiesc pentru El și pentru slava Lui. Ce frumos! Dați-vă și voi toate silințele. Să uniți cu credința fapta. Deci fapta este prima. Cu fapta cunoștința, a doua. Cu cunoștința înfrânarea, a treia. Cu înfrânarea răbdarea, a patra. Cu răbdarea evlavia, a cincea. Cu evlavia dragostea de frați, a șasa. Și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Exact ca și la spectru luminii în fizică. 7 culori care formează culoarea albă, 7 lucruri, cerințe, temelia este credința. Fără credință nu putem face nimic. Dar apoi toate celelalte să le clădim pe credință, împreună cu credința. Și auziți numai ce spune aici, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, din belșug, nu sporadic, din când în când, tot timpul. Ele, aceste lucruri, nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri în el este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Importantă lumina? Absolut! Se poate și fără lumină să ajung în cer și fără sare? Nu există. Mântuiții Lui sunt sare și mântuiții Lui sunt lumină. Voi sunteți. Și Domnul dorește aici, în lumea aceasta în care trăim, să fim sare și lumină. Eu doresc încă o dată, Doamne, binecuvântă-ne. Versetul 18 din Ioan 17. Cum ai trimis Tu pe mine în lume, tot așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți. În capitolul 20, versetul 21, Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi în lume. Vă trimis să fiți sare, să fiți lumină. Domnul prin mine se vede, să știți, noi de multe ori spunem la Domnul vă chem, nu la noi. Dar până la Domnul noi ne întâlnim noi, avem noi tangențe cu oamenii, cei din jur. Ei ne văd pe noi. În viața mea trebuie să vadă transformarea, trebuie să vadă prezența Domnului, că e o realitate, nu-i doar o vorbărie seacă, fără putere și fără eficiență. De aceea dorim, Doamne, ajută-ne să fim sare și ajută-ne să fim lumină, Doamne, să Te putem pe Tine reprezenta în lumea aceasta. Câteva lucruri în continuare, aș vrea să nu le uităm, dragii mei. Biblia ne vorbește aici în Matei, noi suntem sare, noi suntem lumină. Dar am vrea să vedem la cine se referă cuvântul, cine este sare și cine este lumină. Biblia nu spune, uite, dacă faceți asta, veți fi sare. Voi sunteți la prezentul continuu. Ei, noi sunt, mâine nu mai sunt, păi mâine iară sunt, da, de unde? Cine e sare, ăla trebuie să rămână sare și va fi sare. Cine e lumină, ăla rămâne tot timpul, prezentul continuu. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. La cine se referă? Cine este sare și cine este lumină? Și aici, în Matei, în capitolul 5, ce frumos, că la ei se referă, că după ce încheie Domnul de la versetul 3 la versetul 12, continuă, voi sunteți. Care voi? Primul lucru, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Cel sărac în duh este cel smerit. Ferice de cei smeriți, căci a lor este împărăția cerurilor. Cu asta începe. Terenul de unde cresc toate virtuțile posibile este smerenia. O inimă smerită e un lucru mare înaintea lui Dumnezeu. Veniți și învățați de la mine. Matei 11, versetul 29. Căci eu sunt blând și smerit cu inima. Când e smerenia în inimă, este și în exterior. Ea se materializează, se exteriorizează, smerenia. O trăiești. O trăiești la o cotă maximă. Și în familie o trăiești, și în biserică, oriunde ai fi. Noi nu facem răul, dragii mei. Nu forțându-ne să nu facem rău. Da, de unde? Nu pot. Natura mea este de așa manieră încât eu nu pot face decât ce este bine. Am libertatea să fac orice, dar nu fac orice decât ceea ce îi place Domnului. Dragii mei, eu nu fac toate aceste lucruri și le împlinesc ca să fiu mântuit. Eu le fac toate acestea pentru că sunt un mântuit. Și mântuirea nu înseamnă a face bine, a acționa după voia lui Dumnezeu. Mântuire înseamnă credință în jertfa Domnului și prin el, în credința în Domnul Iisus, eu primesc mântuirea. Dar după ce am fost mântuit, eu trebuie să trăiesc ca un mântuit. Toate astea eu le împlinesc pentru că sunt un mântuit. Și eu trebuie să-L reprezint în continuare pe Domnul, cu multă demnitate și cu multă seriozitate. Ferice de cei săraci în Duh. Deci ăștia sunt cei smeriți. Nu cu Duhul, săraci cu Duhul. Un om sărac cu Duhul e un om care are o gândire mai mică. O gândire puțină, nu multă. Aici zice, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor, adică cel smerit. Smerenia e un lucru mare, o mare binecuvântare. Și Domnul ne cere, ne pretinde, să știți, primul lucru pe care îl cere cuiva când se întoarce la Domnul, el trebuie să se smerească.
Să fie conștient că el n-are nimic și nu poate nimic fără Domnul. Uitați ce spune printre altele în Psalmul 119. Spune aici în Psalmul 119, versetul 67. Până ce am fost smerit sau până ce nu m-am smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Când m-am smerit, de atunci păzesc cuvântul tău. Asta dorește Domnul de la noi. Să păzim cuvântul lui. Ne smerim și atunci păzim cuvântul lui. Versetul 71. Iese spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț urânduirile tale. Iese spre binele meu. Dacă nu ne smerim noi, dacă cineva îl caută cu tot din adinsul, bă, Domnul zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea lui. Așa trebuie să fie pe prim plan. Și cine dorește mântuirea și împărăția lui Dumnezeu mai mult ca orice, aceluia Domnului se descoperă. Și dacă nu se smerește el de bunăvoie, Domnul are și el metode de a ne smeri, dragii mei. Pentru că eu doresc, dar nu pot și nu știu. Are Domnul metodele lui de a mă smeri. În Psalmul 107, auziți numai ce spune aici, vis-a-vis de acest gând. El le-a smerit inima prin suferință. Și îngăduie Domnul tot felul de suferinți la ora actuală în biserica lui, în viața credincioșilor, în familie, în viața copiilor, materiale, de natură profesională, materială, familială, de tot felul de încercări, ca să îi smerească. Pentru că Domnul ne dorește, dragii mei, nu oricum, știți ce spune Biblia? Doamne, fă-mă să trăiesc după neprienirea cerută de tine. Că sunt oameni care pretind ei neprienire și biserici, care își afișează neprienirea lor. Neprienirea cerută de tine, asta o găsim aici, în neprienirea lui Dumnezeu. Iar neprienirea Tatălui, celui preanalt, este Domnul Iisus Hristos. Și în momentul în care îl primim pe El, noi primim acest statut înalt de copii al lui Dumnezeu, starea aceasta înaltă de neprienire. Versetul 71 din Psalmul 119. Este spre binele meu că m-ai smerit, Doamne, ca să învăț orânduirile tale, să înțeleg orânduirile tale. Ca să înțelegi Biblia, dragii mei, neapărat trebuie să ne smerim, să nu pornesc ca unul care le știu, le cunosc. Știți ce a spus Domnul Iisus? Tată, Doamne, al cerului și al pământului te laud, pentru că ai ascuns aceste lucruri. De ce înțelepți și pricepuți? Și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Aia înseamnă smerenie, să mă smeresc. Cer clemență, îndurare, lumină de la Dumnezeu. Și El îmi descoperă cuvântul. Cuvântul nu-l învăț neapărat. Lumina aceasta nu o primesc pe băncile unei școli. Sigur, acolo alte direcții și are o altă călăuzire. Dar aici când e vorba de această lumină, o primesc de la Domnul. Știți cine este autorul Bibliei? Autorul Bibliei este Duhul lui Dumnezeu, este Dumnezeu. Ori dacă Duhul lui Dumnezeu nu vine să-mi dea lumină, eu nu voi înțelege niciodată. Îl voi distorsiona, îl voi interpreta greșit. Iar în momentul în care mă trezesc în final, nu mai pot să fac nimic, că timpul înapoi nu-l mai pot întoarce. Ce frumos versetul 75, o reluare. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte. Din credincioșie m-ai smerit. Din credincioșie m-ai smerit. Auziți-mă în Psalmul 25, ce spune omului Dumnezeu, David, printre altele, versetul 9, sau și 8 citim. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Auziți, cine ne învață calea Lui? Domnul, direct, prin Duhul Lui, ne dă lumină. Dă vălul la o parte și înțeleg adevărurile Lui. E un mare lucru să ne putem smeri. Eu doresc din inimă, Domnul să lase un duh de smerenie peste noi. Amin. Noi ne-am smerit atunci când ne-am întors la Domnul. Dar apoi, dragii mei, smerenia aceasta trebuie să rămână cu un caracter permanent toată viața. Cât trăim, noi avem această cerință de la Dumnezeu să ne smerim ființele, să ne smerim viața. Asta dorește Domnul de la noi. Și apoi, sigur, binecuvântările Lui vor fi reale în viața noastră. Ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. De multe ori smerenia este privită ca o pierdere, ca un eșec, ca o înfrângere. Smerenia nu e o înfrângere. Smerenia înaintea e totul un paradox. Înaintea lui Dumnezeu sunt valori răsturnate. Ce e înălțat de multe ori în fața oamenilor, înaintea lui Dumnezeu, este coborât.
Cine se smerește înaintea Domnului are preț. Și Dumnezeu în continuare le lucrează și pe celelalte, că totul pornește de la teren. Terenul pe care se clădesc toate lucrurile. Cel de-al doilea lucru, cea de-a doua fericire, voi sunteți, care voi? Voi care vă smeriți, sunteți sare și lumină. Voi care în continuare ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Asta e o slăbiciune să plângi. Uneori mai spun, mai întreb și la stăruință, am avut stăruință, au fost 52 botezați cu Duhul Sfânt. A fost un mare har și o mare binecuvântare. Dar de multe ori mai spun, vreau să vedem și lacrimi și la stăruință și la rugăciunile comune care le avem în biserică cu sute de tineri și cu atâția prezenți și lacrimi. Știi ce a spus lui Timotei, apostolul Pavel? Mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Cum și tinerii trebuie să aibă lacrimi? Absolut. Absolut. Strângem lacrimile în burduful tău, în ziua necazului, că toți ajungem într-o zi nefastă, o zi de încercare, dar în ziua încercării, Domnul cercetează dosarul care eu l-am înaintea Lui. Să vadă ce am făcut până atunci. Am avut și lacrimi? M-am smerit înaintea Lui. Și El găsește modalitatea de izbăvire, de ridicare. Ferice, zice, de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Domnul nu numai că ne trece, El ne trece pentru binele nostru prin încercări. Nu ca să se bucure, să aplaude îngerii. Da, de unde? El ne trece pentru binele nostru. Noi nu vedem pe moment binele. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea și așa mai departe. Toate celelalte. Sunt lanți legate una de alta. Biblia mai vorbea și să ne uităm la Domnul. El a fost încercat. Dacă pe Fiul Său l-a încercat, l-a probat, cât timp a fost în lumea aceasta, tot ce-i sub soare, totul este probat. Și nimeni nu va ajunge dincolo fără probă. Nu acolo probele. Când ajungem dincolo, nu mai vom fi probați. Proba este aici. Examenele le trecem aici. Și dacă le trecem cu bine, va fi bine de noi. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Eu doresc Dumnezeu să ne dea putere să plângem. Nu mai am pentru mine, dar am pentru cei din jurul meu. Pentru familia mică, familia mare pe care mi-a dăruit-o Dumnezeu. Am 42 de nepoți, zilnic le amintesc numele la fiecare, așa, fără să mă gândesc. La fiecare. Mă rog pentru ei. Mai primesc câte un telefon, bunul le zice, roagă-te pentru mine, roagă-te, când unul, când altul. Roagă-te că pe tine te ascultă, dar numai pe mine și pe tine mai bine te ascultă. Că tu direct te rogi, ai problema ta. Foarte important, să ai lacrimi. Când te rogi, să te rogi cu lacrimi. Domnul vede, dar cum să nu vadă? Ce spuneți în seara aceasta, Domnul e prezent aici? Aleluia. Dar cum să nu fie? Păi El promite. El își ține făgăduința Lui, promisiunea Lui. Unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, El este prezent acolo. El te înregistrează gândurile care le avem. Biblia spune în Isaie, El când vine va spune omului până și gândurile Lui. Și gândurile. Și alea, gânduri care nu s-au materializat, că n-am avut ocazia. Dar care le-am avut? Vor fi gânduri bune? Mă va răsplăti pentru ele. Vor fi gânduri rele? Și pentru acele ale Domnul, plătica Lui, plata Lui. Eu doresc pentru noi, Doamne, binecuvântă-ne pe toți. Și ajută-ne, Doamne, să putem și plânge terenul. Trebuie să fie udat terenul acesta al smereniei, cu lacrimi, ca să poată crește în continuare aceste virtuți înalte. Auziți prima virtute extraordinară. A treilea lucru, voi sunteți sare, voi sunteți lumină, care voi? Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Auziți cine moștenește pământul? După ce terenul este udat de lacrimi, atunci vine blândețea. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, așa spune Biblia. Cei blânzi au belșug de pace, au belșug de pace. Atâtea lucruri care vin prin blândețe. Domnul Iisus a fost blând și smerit cu inima. El a avut răspuns la toți. Avea putere să facă minuni extraordinare. El nu a făcut demonstrații niciodată. Doar minunile care au trebuit. Cu multă smerenie, încercând întotdeauna să-L reprezinte pe Tatăl. Tatăl să se vadă în toate, nu El. Nu ce face El, ci puterea celui preanalt. Dacă noi am putea face minuni, vai ce am face noi. Ce demonstrări ar fi. Dar tot o fi în defavoarea noastră. Ar aplauda diavolul. Știți că Domnul Iisus a fost urcat la un moment dat, când a fost încercarea Domnului Iisus. Ne spune Biblia că
Toate aceste împărății ție ți le dau, dacă te vei închina înaintea mea. Sigur, Domnul a rămas credincios Tatălui întru totul. Toate bogățiile lumii acesteia, tot ce ar fi, e un nimica vis-a-vis de veșnicie. Diavolul știe care va fi finalul lui. De aceea doresc din toată inima Dumnezeu să lase noi un duh de blândețe. Blândețe e un lucru mare, să fii un om blând. În relațiile cu soția, în relația cu soțul, în relația cu copiii. Chiar o disciplinare, că trebuie și disciplinare făcută în casă, în familie, cât copiii sunt mici. Nu când ori crescut să-i întărâți la mânie. Toate la vremea lor, toate și-au timpul lor. Când citim aici în cuvânt, cuvântul ne dă lumină asupra tuturor lucrurilor. Și nu vom greși. Dar totul trebuie să se facă după Scripturi. Totul după cuvânt. Și atunci toate lucrurile vor fi bune. Ce frumos când vorbești cu un om blând, un om liniștit. Un om care are pace, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Să ai pace, să fii un om plin de liniște. Știri care ne vor bulversa în timpul din față. Ne vor îngrozi ce evenimente vor fi. Păi ce acum, eu nimica vis-a-vis de ceea ce spune Biblia că va veni. A trebuie să ne impacientăm, să ne tulburăm, dar de unde? Copilul lui Dumnezeu, adevărat, îl ai liniștit în orice împrejurare. El știe că la pupitrul de comandă, că toate acțiunile sunt sub controlul celui preanalt. Iar acest cel preanalt este Tatăl meu, este Stăpânul meu, care m-a chemat la mântuire și care a lucrat pentru mine și casa mea, pentru tine și familia ta. De aceea trebuie să-L binecuvântăm, să-L reprezentăm cât suntem aici în lume. Să-L reprezentăm cu demnitate, blândețea Lui. Voi sunteți sare, voi sunteți lumină. Care voi? Voi care sunteți blânzi. Blânzi. Prin blândețea voastră să fie văzută prezența Domnului. Mă reprezentați pe mine cu multă demnitate atunci în jurul vostru, în lumea aceasta. Apoi un al patrulea lucru, versetul 6. Ferice de cei flămânși și însetați după neprienire, căci ei vor fi săturați. Voi sunteți sare, voi lumii sunteți lumină. Voi care sunteți flămânzi și însetați. Cât citim noi cuvântul, așa, dacă suntem sinceri? Îl citim în fiecare zi, bă, nu trebuie hrana spirituală. Nu uităm să mâncăm în fiecare zi. Hrana pentru trup, pentru suflet. Nu se poate fără o hrană adecvată, potrivită, în fiecare zi. Să avem timpul nostru de părtășie. Timpul nostru când să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu. Să medităm. Să lipsești de la părtășie din casa Domnului, e o mare pierdere. Suntem văduviți, frustrați de binecuvântările lui Dumnezeu când lipsim. Și mai ales absenți, nemotivați. Vor fi și momente deosebite în care n-avem încotro, apare vreo problemă majoră. Dar astea sunt excepții, excepția confirmă regula. Că de regulă eu sunt prezent în casa Domnului. Nu știu când are Domnul special ceva pentru mine să vorbească, să mă trezească. Știți care e latura părtășilor noastre, printre altele, dragii mei? Să lăudăm pe Dumnezeu aici când venim. Să mărim în primul rând numele Lui, prin cântări, prin tot ce facem. Dar apoi când plecăm de aici, să plecăm cu hotărâri de a ne apropia mai mult de Domnul. Văzându-ne anumite carențe care le avem. Când citim în cuvânt și când le auzim, sigur, Dumnezeu ne vorbește, dacă suntem aici și cu Duhul și cu trupul, că putem fi, zice, chiar dacă sunt departe, cu trupul, cu Duhul sunt cu voi și privesc cu mare plăcere, bucurie, la buna rânduială care domnește între voi, ca și în toate bisericile sfinților. Deci aici Domnul este prezent. El privește la noi, cum ascultăm. Care-i dorința noastră când plecăm de aici? Plec o dorință de apropiere de Domnul. Doamne, vreau în familia mea să îndrept anumite lucruri. Vreau anumite lucruri să le pun la punct. Să împlinesc lucruri care le-am uitat, le-am lăsat deoparte, pe plan secund. Spune, ferice de cei flămânzi și însetați. Flămânzi și însetat. Aia înseamnă cuvânt, aia înseamnă rugăciune. Aia înseamnă rugăciune și cuvânt, părtășie cu familia, dar și în cămăruță personal. Să am timpul meu de părtășie cu Dumnezeu. Când să-i spun Domnului toate problemele, în mod sincer, liber, să mă recunosc, să-mi recunosc starea. Doamne, fără Tine sunt o nimica, sunt pierdut. Am nevoie de prezența Ta. Și apoi, sigur, nu mai am pentru mine, pentru familia mare. Am pentru cei din jurul meu, pentru biserică, pentru frații și surorile din biserică.
Ce frumos! Voi sunteți sare, voi sunteți lumină, voi care sunteți meriți, voi care plângeți, voi care sunteți blânzi, voi care sunteți flămânzi și însetați. Dar vedeți că totul e la prezentul continuu. Nu numai din când în când, ferice care de voi care din când în când sunteți flămânzi. Foamea aceasta și setea este permanentă. După rugăciune, după părtășie, după a lăuda pe Domnul să fiu în prezența fraților mei și a mădularelor care formează trupul lui Hristos. O a cincea fericire, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Voi sunteți sare, voi sunteți lumină. Care voi? Voi care sunteți milostivi. E un lucru mare să fii milostiv. A fi milostiv nu înseamnă a tolera păcatul. A tolera lucrurile rele, dar de unde? Acolo unde trebuie să spui că e alb, ia, nu spun că e negru și invers. Deci toate la locul lor. În familie sunt lucruri care nu sunt în ordine? Sigur, trebuie să spun lucrurile. Așa cum sunt. Și să le duc la un numitor comun, la ceea ce dorește Domnul. Foarte important. Domnul Iisus e modelul nostru ideal. De-aia Biblia nu spune să ne uităm, zice, uitați-vă la înaintașii voștri, la sfârșitul felurilor de vețuire și urmați-le credința. Dar dincolo de tot, cel desăvârșit, într-un mod absolut, a fost Domnul Iisus Hristos. Când ne uităm la El, avem de învățat, avem de pus la punct, ne dăm seama de micimea care o avem. Nu se poate să nu descoperim în noi lucruri care trebuie rezolvate, nu amânate pentru că viața e așa de trecătoare. Auzim tot felul de evenimente extraordinare, mai ales în vremea noastră. Accidente vasculare, atac de inimă, atac cerebral, tot felul de lucruri. Dom'le, dar a fost sănătos. Da, în ghilimele, boala a avut-o în el, nu știu nici el că o are. Și toți o purtăm în noi, nu ne dăm seama. Până în ziua în care Domnul ne cheamă. De extraordinar să fii gata. Să fii pregătit. Relația cu Domnul să fie în ordine. Când e în ordine? Când e relația bună și cu cei din jur. Cu familia mică, cu familia mare. Totul e în ordine. Atunci toate lucrurile vor fi bune și n-ai niciun regret. Încă o dată, ce frumos! Ferice de cei milosivi, că cei vor avea parte de milă. Și apoi încă una, nu mai amintesc, că timpul o zbura, zice, ferice de cei cu inimă curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Voi sunteți sare, voi sunteți lumină. Care? Care aveți inima curată. Care inimă? Inima din dreapta. Inima din dreapta pe care o curățit-o, El vrea să pună cuvântul Lui. El vrea să se instaleze în inima noastră. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Și de acolo, acolo e pupitrul de comandă a omului spiritual. El vrea să controleze. Omul spiritual să controleze omul material, nu omul material, lucrurile lumii acesteia. Nici pe departe. Când sunt într-o relație cu Domnul bună, toate vor fi reglate, toate celelalte. Toate lucrurile vor fi reglate. Material, profesional, familial, toate vor fi reglate. Dar când relația mea cu El, în primul rând, iese în ordine și iese după voia Lui. Ce frumos! Ferice de cei cu inimă curată. E un lucru mare să ai inima curată. Căci ei, zice, vor vedea pe Dumnezeu. Nu se poate altfel? Nu se poate. O altă cale, modalitate nu există. Ferice de cei cu inima curată. Aia înseamnă un lucru mare. Ce vorbește aia să și gândești. Să nu fii un om duplicitar, fals. Să aibă cei din jurul tău încredere. Că nu te-au prins cu vorbe duplicitare. E un lucru mare. În familie, când spui unui nepot, unui copil un lucru, el să nu mai comenteze. Să știe că așa este. Păi ce spune tata, ce spune bunicul, așa este. Doamne, binecuvântă toată biserica. Dă-ne inimi curate la toți. Că vrem cu toții, de-aia venim duminica și în timpul săptămânii. De-aia venim o viață. Pentru că vrem, Doamne, să ne întâlnim cu Tine. Cei cu inima curată, însă numai ei îl vor vedea pe Domnul. Ei sunt sare și ei sunt lumină. Îl reprezintă pe Domnul Iisus. Ei, voi sunteți. Nu am inima curată? E un semn mare de întrebare. Dar nu-i prea târziu. Nu-i prea târziu, că aici e frumusețea. Cât încă suntem în viață, nu-i prea târziu. Încă putem să luăm hotărâri și decizii de apropiere de Domnul și de a împlini și de a face voia Lui. Închei cu ce spune aici în continuare, doar le amintesc. Deci ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Voi sunteți lumină, voi sunteți sare, care sunteți împăciuitori.
Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, căci mare este răsplata voastră în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care erau înainte de voi. Ce frumos! Când trăiești aceste lucruri, sigur, atunci și aștepți. Aștepți cu bucurie timpul să treacă și să te poți întâlni cu Domnul, cu Mântuitorul, pe care în ziua aceea îl vom vedea. Știți ce spune Biblia? Iată, acesta este Domnul nostru. În ziua aceea așa vor spune mântuiții. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu. În lumea aceasta suntem copiii lui și trebuie să-L reprezentăm pe El. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm un lucru, că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. De vom fi aici copiii ai Lui, care să trăim cum a trăit El, să umblăm cum a umblat El, în ziua aceea vom fi cum este El acum, în slavă și în glorie. Domnul să vă binecuvinteze! Să fie cu familiile dumneavoastră, să fie cu tinerii din biserică, cu frații care sunt, cărora Dumnezeu le-a pus o sarcină pe umeri, să controleze, să conducă lucrarea, Domnul să le dea lumină și călăuzire. Și să ne ajute la tot să ne întâlnim cu El în veșnicie. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze.